Ziua de 15 ianuarie are o semnificație specială în istoria românească. Este ziua în care, acum 170 de ani, se năștea unul dintre geniile literaturii universale, marele Mihai Eminescu. Foaierul central al Bibliotecii Județene a fost gazda unor evenimente omagiale, programul artistic pregătit fiind vast și diversificat. Este o zi importantă pentru tot poporul român, ziua în care se sărbătoresc două evenimente importante ale culturii românești, adică pur și simplu ziua culturii românești și 170 de ani de la nașterea poetului luceafărului poeziei românești Mihai Eminescu. Astăzi va avea loc a doua ediție a zilei omagiale Mihai Eminescu, eveniment care se va desfășura în parteneriat cu Palatul Copiilor Adrian Băran și Biblioteca Județeană Ion Minulescu. Vom avea un moment artistic, vor fi recitatori, cantautori, avem invitații special domnul Dan Țolu, muzică folk, și după care va încheia corul de copii Voces Primavera. Slatina a fost sub semnul luceafărului poeziei, iar versurile sale au răsunat din glasurile gingașe ale copiilor participanți. Mihai Eminescu a fost născut în anul 1850 și a murit la 39 de ani. Ce poezie a scris? Știi câteva dintre ele? Știu, dacă vreți să vă spun, La mijloc de cod rudesc. La mijloc de cod rudesc, toate păsările ies din huceac de aluniș la voiosul luminiș. Luminiș de lângă baltă, care între sia înaltă, legându-se din unde, în adâncui se pătrunde. Somnoroase păsărele, la cuiburi se adună, se ascund în rămurere, noapte bună. A fost odată ca în povești, a fost ca niciodată, din rude mari împărătești, o prea frumoasă fată. Evenimentul a fost presărat cu momente de muzică folk și canto clasic, de recitare de versuri și de premiere a câștigătorilor concursului de creație literară Floare Albastră, la care au participat copii din clasele primare, elevi de gimnaziu și liceu.